aflat 2018. Cine este pentru? Abține? Nu. Împotrivă? Nu. Dau citire ordinii de zi cu informația oferită de domnul primar Enea Nicu Ciprian că aceasta se suplimentează cu proiectul de hotărâre privind aprobarea pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apă băută, apă tratată, Dărmănești, nu? Da. Proiectul de hotărâre este cerut de urgență de Adi Bacău. Atunci suntem membri Adip, puneți să o aprobăm și noi hotărârile respective. Dau citire urgență, da? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut Serviciului Public de Salubrizare, inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție ale aparatului de specialitate al primarului și structurilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Chelegiu pe anul 2018, inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pe care îl va percepe Serviciul Public de Salubrizare Chelegiu de la persoanele fizice și juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport și depozitare deșeuri solide. Inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chelegiu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Școala Gimnazială Chelegiu pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian, și probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cere întrebări diverse. Cine este pentru? Nu mai întrebăm, toți suntem pentru, da? Primul proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Inițiator, primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. După cum știți, anul ăsta a fost rectificare bugetară în Chelegiu de România. Ne-am fost alocat și nouă niște sume foarte mici din punctul de vedere, subiectul care o să încercăm să ne desfășurăm activitatea. Ținând cont că anul ăsta a fost destul de greu, m-am hotărât ca toți bănuții, vorba de 81.000 de lei, 84.000 de lei, ținându-o către drumul, întreținerea drumului comunal și ce mai bine făcut pentru a ne desfășura până la sfârșitul anului, mai ales că avem informații, nu știu, de timpul mai ales la prefectură, că va fi și o iară destul de grea, contractul de salubritate, de zăpezire de lui încheiat și nu știu, o să încercăm să ne descurcăm cu bănuții ăștia, puțin, mulți, sperăm să mai fie și unul la nivel de Consiliul Județean, poate acolo vor veni mai mulți ușori. Ăștia sunt, pe ăștia avem, pe ăștia îi cheltuim. Dacă aveți nevoie să întrebați, domnul contabil, dacă doriți, poate să vă facă și prezentare scurtă, dacă nu... Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut Serviciului Public de Salubrizare, inițiator primarul Comunei Chelegiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Dacă îmi permiteți să o să prezint tot eu și punctul 2. După cum știți, avem înființat un serviciu de salubritate care m-a început să funcționeze ca și o persoană juridică. E o lună de zile. Am rămas la nivel de județ singura comună care ne-am păstrat serviciul pentru ca să supraviețuim și să putem continua. Avem nevoie de bănuți pentru întreținere și pentru salarii. După cum știți, la începutul anului noi am avut acești bani prevăzuți în bugetul primăriei, în bugetul nostru. Acum trebuie să-i ducem de la primărie către serviciu singura bunătate legală, cea de împrumut. Odată împrumutați, noi personal trebuie să-i punem înapoi. Asta înseamnă că trebuie să ne mișcăm bine la tot ce înseamnă colectarea sumelor și a frății deșeurilor.
Vom încerca să ducem până la capăt, nu știu ce vom face, să vedem la anul ce buget vom avea, nu știu cât o să ne ajute mașina noastră, deja are 12 ani, m-am tot gândit să poate o găsi o mașină secă undeva, nu știu, să avem una închiriată, dar în aceeași politică așa noastră, să vedem cum am rezolvat-o. Cert este, și dumneavoastră ați fost de acord cu mine, că pentru noi ca și comunitate, ținând cont că veniturile noastre sunt așa cum sunt, cel mai mult ne convine să o ducem cât mai mult pe serviciul nostru. Că apoi o să ne fie mult mai greu. Dar să vedem cum s-or încheia lucrurile până la sfârșit. Deja văd că sunt discuții la nivel de Rompresta, Disney, înțelegeri, Rompresta amenință cu rețeaia contractului, nu se încasează la nivel de comuni, cheltuielile sunt destul de mari, populația din ce în ce mai puțină, nu bat cifrele la începutul încheierii contractului. Nu mă uit la mine în comună și noi sunteți prezenți în fiecare zi, vedeți că populația scade, cred că zilnic. Zilnic la mine vin la primărie și semnează contracte de lucru în străinătate. Toți tinerii, toți cei până în 40-50 de ani, sunt plecați, începând în perioada asta, acum în Belgia, Germania, la mere, la pere, la nu mai știu ce. Vom vedea cum o scoate la capăt. Noi ne-am făcut și un calcul, pentru că avem la punctul 5, dacă nu mă înșel, sau nu știu, că la punctul aprobarea tarifului, am mers pe același tarif, dar dacă îl comparăm cu cei care folosesc serviciu și cu încasare, nu prea bate pe calculul nostru, dar vom vedea cum o să și eu. 4.900 de persoane, nicio șansă nu am eu să pot încasa în comună. Eu nu cred că sunt astăzi. Populația activă la mine în comună, mai mult de 4.000 locuitori, nu cred că avem, nu cred. Ori vorbesc o plată stabilă aici, nu de cei care sunt plecați, nu sunt 4.000, dacă au trebuit să nu 6.000 și ceva, 6.600, nu cred că sunt 4.000. Da? Nu știu. Facem copii, nu? Da. Dar e exemplu cel mai bun. Da. Se supune la vot. Cine este pentru? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigrame și a statutului de funcție ale aparatului de specialitate al primarului și structurilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Helegiu pe anul 2018, inițiator primarul Comunei Helegiu, domnul Enea Nicuciprin. Față de organigramă aprobată prin hotărârea Consiliului Local Helegiu în ianuarie 2018, au intervenit unele modificări în sensul că, ca urmare a înființării serviciului de salubrizare în luna iulie, s-a aprobat transferul salariaților către nou serviciu de salubrizare, care se află acum în ordinea Consiliului Local și care, conform ordonanței Guvernului 63/2010 privind modificarea și completarea legii finanțelor publice locale, nu se iau în calcul la numărul total de posturi bugetare pentru care se primește aviz de la prefectură. Acest personal transferându-se la serviciu a rămas serviciu în cadrul aparatului de specialitate fără obiect. Deci, odată se desfințează cele patru posturi din cadrul serviciului al aparatului de specialitate și au fost transferate în interes de serviciu la nou serviciu de salubrizare. Practic s-a schimbat angajatorul. Mai nou acum este, nu mai este comuna Helegiu prin primar, ci este serviciul de salubrizare. Iar cealaltă modificare survenită este propunerea primarului de înființare unui post de asistent medical comunitar motivat. De asemenea, nici acest post nu este bugetat de la bugetul local, și prin transferul de la Ministerul Sănătății, la fel ca asistenții persoanelor cu handicap. Motivația fiind numărul mare de asistenți persoane cu handicap care sunt în comună și care trebuiesc monitorizate. Postul este de asistent medical comunitar, funcție contractuală, post debutant.
nu-i doar primul organigramă, nu înseamnă că se ocupă, nu cel puțin nu anul acesta, mai ales că multe din primăriile vecine deja l-au și ocupat. Bănuții vin direct de la Ministerul Sănătății, de la Ministerul Sociale, nu din bugetul nostru și la nivelul comunei noastre, cred că chiar s-ar impune un asistent comunitar care să țină din scurt, ținând cont că avem foarte multe familii de bătrâni, probleme cu persoane cu handicapuri, eu chiar nu pot să ajung la fiecare, avut în fiecare zi tot felul de cazuri, chiar acum cineva de la putere m-a anunțat să răcă undeva pe pulța bisericii, să povestesc că știu după ăștia din Consiliul Local, ar fi o femeie cu copii cu handicap, nu știu. Da. Categorii vulnerabile. Da, nu știu. Mai mulți. Nu e bine? Da. Pentru că plătim din Ministerul Sănătății, atât de la Ministerul Sănătății de Familie. Da, da, trebuie. E punct de pacienți. Nu. Nu. Nu la tine. Da. Despre asta e vorba, dacă sunt discuții vis-a-vis de ce a explicat domnul secretar. Se supune aprobării, cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pe care îl va percepe serviciul de organizare Helegiu de la persoanele fizice și juridice pentru prestarea activităților de colectare, transport și depozitare de șeuri pe organizator, primarul comunei Helegiu, domnul Enel Cristian. Exact, ce spuneam mai devreme, s-a practicat același tarif de 5 lei per persoană, persoane fizice, persoane juridice, nu știu cât de, 30 de lei, nu? Persoane juridice, 30 de lei. Dacă sunteți de acord, dacă credeți că merită să modificăm, după mine ar trebui să fie mult mai mare ca putem acoperi cheltuieli. Dar ținând cont de situația financiară comunei, cred că așa e suficient. Mai ales că mă întâlnesc cu o altă problemă. Nu reușesc să-i fac pe oameni să înțeleagă că trebuie să plătim noi menajeri ca un serviciu în fiecare lună, prin normal în întreaga țară și în întreaga lume dezvoltată. Să nu mai aruncăm cu noi în șanță, în câmp, nu mai știu unde, mai ales când se ridică cineva de la poartă și nu cred că o sumă de 5 lei la o persoană sau la 4 persoane, la o familie, 20 de lei, sunt 2 tone de bere, nu știu. Cred că mulți îl permit în fiecare zi, mai puțin să acest serviciu s-a rezultat. Da, pentru că asta e comparația cea mai norocuie din punct de vedere. Două bidoane de lei de cum cumpără mai mult. Și Mihoia, la țigări? Da. Nu te știu în băghei țigări? Da, la nivel de rompres de aziz, cred că tariful mai mare, la nivel de urban. Da, dacă sunteți de acord, da, sigur. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Helegiu în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din Școala Gimnazială Helegiu pentru anul școlar 2018-2019. Nu știu cine a fost anul trecut. Trebuie doi reprezentanți prin adresa școlii, mi se solicită. Adică ei nu-i vorba de Consiliul de Administrație. Deci e vorba de alte. Adică Consiliul nu e evaluare și asigurare. Consiliul de administrație, cu acelor care Da, Consiliul de administrație, da. Evaluarea și asigurarea calității? Nu, Consiliul de administrație. Aici vă propuneți dumneavoastră, trebuie doi membri din partea Consiliului Local sau unul primar și unul Consiliul Local? Nu, doi de la Consiliul Local și unul de la primar. Ok. Nu avem discuții că facem plac chiar la toate. Noi chiar nu facem. Îi facem treaba.
Trebuie cineva care mă lucrează. Pentru că e la 9, la 11 ședința și unde poți. Cineva care nu depinde de locul de muncă. Link e foarte ocupat, toate. Mergem la scupina. Da, Marnic e aici la regiune. Sunt așa aproape aici, puteți veni cu bicicleta. Pe jos, pasezi mișcarea 5. Mari, vine și cum mă gândesc. Da, să punem la vot toată Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor de apă de 18% de rente sistemului de alimentare cu apă, stație, tratare, Dărmănești, apă Dărmănești. Proiect de hotărâre cerut de urgență de Amintiv Bacău. Sincer, nu știu de ce momentul de l-am citit. Cred că la nivel de Dărmănești s-a pierdut foarte mult apă. Bănuiesc cauza principală, sincer. Valea Uzului. Sau la Valea Uzului, ceva, nu știu ce trebuie. Și acordul nostru, doar pentru că suntem membri în ADIP, noi de fapt nu avem investiții prin ADIP, doar că prin o... De nu știu, o sulele pe dacă nu așa. O să, da, o sulele pe da. Aici nu știu dacă e de zis. Da, cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă de puții, dacă aveți acum la punctul 4, la diverse, vreau să vă anunț că luni am fost la București pentru a treia oară să depun după acel proiect cu dezvoltare, drumul de interes local. M-am primit o adresă, de fapt la primărie, cred că nu a ajuns, dar a ajuns la o altă primărie și am văzut-o și eu, o adresă de la PNDL, de la Ministerul Dezvoltării, prin care anunță că la nivel de județ nu s-ar fi cheltuit toți banii pentru programul național de dezvoltare locală în partea a doua. M-am dus imediat luni, am depus a treia oară la PNDL. Poate dă Dumnezeu ca măcar, chiar așa nu fac un mandat o să, dar măcar să fie bugetat și să intre pe finanțare. De exemplu, proiectul l-am mai depus și la FIR cu un drum din Ciotea de Sus, cel de mijloc, celălalt face de buget propriu, drumul Coierii, Drăgăciești până la Prențu și de Leniu, ulița Bisericii și ulița Movirii. Dacă nu mă înșel, e vorba de 1 milion de euro, nu știu, am discutat cu domnul secretar de stat, să vedem ce ne va ajunge. Vis-a-vis de celelalte proiecte, pentru că simt nevoie eu să vă anunț, n-am făcut acela de 9 ședințe, tot din cauza că eram plecat, ne mișcăm foarte, foarte greu și nu să ne mișcăm noi, primăria, simt că nu merge ceva la nivel celelalte instituții. Vă dau câteva exemple. Bugetul la începutul anului am fixat la investiții, alie pe la Ghelegiu, unul din Ciotea de Sus, dispensarele amândouă care deja sunt bugetate, sperăm să ne ajutăm cât de repede pe PNDL. Mă chinui de vreo 3 luni de zile să obțin avize. Cel mai greu îl obțin de cel de la drumul național. Iar pentru mine e total necunoscut și nu știu cum să fac să o reușesc. Am depus pentru alia pietonală de la Ghelegiu, care e pe terenul nostru, dintr-o zonă de aici până la Bălăneasa, din afara părții carosabile foarte mult, e pe terenul intabulaș registrat la noi. CDN-ul, serviciul de la Bacău, ne dă avizul, îl trimitem la Iași, la Iași îl trimitem înapoi pe nu știu ce motiv, iar revenim. Apoi să-l trimite către drumurile europene, către companie la București. Acum e intrat după 18 ani la companie. Am sunat alaltă ieri și am discutat cu o anumită doamnă de la serviciu și spune că i-a ajuns, l-au găsit în calculator de interesul lor, nici măcar nu le-a luat în calcul deocamdată și va intra la următoarea ședință de Consiliu Tehnic CT-ul lor, care va avea loc în CT. Ne ține pe loc, am plecat și ne avem bani. Culmea este că ce mă deranjează? Sunt banii noștri, dacă erau bani pe fonduri europene, pe fonduri la guvern, poate mă țineau pe loc. Dar când ai bani în cont și nu poți trăi și lucruri, e frustrant. La fel se întâmplă cu drumul de la Ciorea de Sus, unde e la fel. Este bugetat, avem băluții, avem proiectul, ne lovim aceleași avize de la drumul naționale și mai nou acum și apele românii mă încurcă. Aveam nevoie de o avize la mediu, în ședința publică la care am fost prezent și eu, cel de la apele române, eu cel un acord din partea de apele române. Am depus deocamdată și acolo, am mai trebuit încă 1900 de lei, ne-a luat un proiectanță de fapt, documentația pe care să o
depunerea actului de locuire, 1900 și ceva, așa. Am depus-o, aștept de 3 săptămâni, e vorba să intre astăzi în Consiliul Tehnic și să le dea un acord. Nici nu văd cu ce ar deranja apa fluvială din Ciorea de Sus, cântați nouă, la câteva sute de metri distanță, șanțul de pământ existent va preia, a preluat apa și până acum și o să preia și de acum încolo betonat fiind. Cert este că nu duce de la vorba de într-una în alta. Încep dispensarele. Cred că imediat după referendum, pentru că o să mut dispensarul de la Brătila, deja urmează să semnăm contractul zilele astea cu constructorul, am discutat cu doamna de doctor Cari și am găsit o soluție să ne mutăm la centru de zi până când rezolvăm problema cu clădirea. Pentru că toate în sări avem secția de votare, am spus să ne amestecăm lucruri și să mergem o săptămână să putem să mutăm dispensarul acolo. Nu știu să fac la Hilegiu. La Hilegiu e scos la licitație pentru că valoarea este mai mare și trebuie licitată. Ședința, licitația a trebuit să aibă cu deschiderea ofertelor. Nu s-a prezentat niciun consultor interesat. Asta nu e bine deloc. Nu știu, poate e suma prea mică. De adevăr, ce noi am încercat, ca toate lucrurile să le facem cam trase de păr așa și cu multă economie. A fost o firmă, nu știu cum se numea. Comitem, da, interesată, nu mai e, s-a retrasă interesul, oferta. O să facem nou, pentru că nu se prezintă nimeni, să facem nou la licitații. O să găsim șoferii ca să facă lucrul ăsta, o să-mi fie destul de greu și n-am soluție acum și trebuie să găsim o soluție unde o să mut dispensarul de la Hilegiu, pentru că sunt 3 medici acolo care dezvoltă activitatea. N-am nicio, nu știu. Nu, tot aici trebuie pentru să rămân, dar nu știu cum să... La școală nu, să libere, nu știu, o să ducăm concomitent, să mutăm sub dispensarul, să lucreze jos sau invers, nu știu. Dar nu cred că se poate. Nu știu, o să fie destul de greu. Dacă vine frig, e foarte frig. Sus. Nu știu, o să fie destul de greu, nu știu, puteți găsim o soluție. Nu avem încălzire. Să mă întrezi, doamna doctor, cu celălalt doctoriție, să găsim o soluție, să vedem unde, dacă aveam căminul, dacă vin la fel. Bani bugetat prin gaz, de un an jumătate de plus proiectul, nici acum nu vede la fir, de 3 ori trebuie avizat documentația. O dată cu tehnică, o dată cu documentația pentru spate la concurs, la licitații. În fine, nu vreau să spun nimic de aici, ne știm cu toții și ne vedem cu ochiul liber. Dacă aveți dumneavoastră alte deci, întrebări... Deci, concluzie nu se toarnă în toamna asta în ciortă de sus, nu? Nu poți să vă mulți ne-au venit, faptul că asta mă îndreabă. Vine la Hilegiu, că am zis eu magazin, am la șoseră. Eu zic că sigur vom tuna la tuna. Adică să vă arăt până la vine zăpada, mai avem o dacă timp zăpada vine iarna. Dacă timpul ne ține, e și eu cred că nu va veni iarna. Nu, cred. De ce? Ăștia știu ce piste trebuie. Zic că avem șanse să turnăm, pentru că nu se organizează licitație, învățare direct, foarte mare și primul drum acesta la... Nu văd de ce m-ar ține pe loc. Înțelegi? Ce vreau mai mult de o săptămână până în toată. O săptămână, două, trebuie să ne eu așa vreau și sunt convins că vom turna. Așa vreau. Eu zic că mă apuc și din cu alea de Hilegiu. Chiar dacă nu o duce până în capul de sprijin, dar măcar partea primă, până la Felix la Corondeal, cred că o să o facem. Domnul Rima, dacă s-a trecut acolo o care, săptămână de atomă, nu se mai începea lucrarea la Ciotea, vin ploile, vin astea, se rupe iar drumul acolo, se rupe pe doamnă. N-are ce legătura cu celălalt. Păi nu are legătura, terminăm acolo întâi. Dar acum să vedeți ce este amuflat acolo. Și se întâmplă acolo, oamenii au răbdare și nu au fost înțeleagă. Noi acum am văzut așa cum trebuie să lucrăm. Deci e vorba de 300 de metri de iar, sau 300 de metri de iar, care s-au betonat. În orice cart de specialitate, întâi se betonează platforma drumului și la 3 săptămâni de luni de zile să fac șanțuri betonate și acostamentele. Dar au avut în același timp, nu poți, pentru că trebuie să treci peste betonul respectiv. Betonul știți cu toții că lucrează multe 25-21 de zile pentru o lună. Și nu puteam. Deja ei au trecut de-a doua zi, am o fisură acolo abrută pentru că am depistat și cine, unde au Chefaniș, au trecut cu o mașină după la asta, la care vin din altul interes, sau își vin din Marfa, au urcat pe betonul acela și l-au trăpat într-un loc. Este o fisură care se vede. Încolo eu îl văd că ești destul de bine și după ce am pus și apostamentul de beton partea asta, am pus de luni, se și pot feri două mașini. Pentru că el ești inițial îngust, la 3 jumate sau 3 jumate? 3.
Nu mai știu. Exact cât a fost drumul, cât a fost înainte, n-aveau câte mai mult. Cred că de ieri, dacă nu cumva astăzi, sigur, firma care s-a ocupat de lucrare o să continue cu șanțurile betonate de sus de la Ciujmea și până jos aici la Ranță, la Cătălin. Urmând ca la anul, eu știu dacă mai prindim bărnul, să continuăm cu el până în capăt. Când s-a terminat betonul ce l-a fost proiectant? Da, bineînțeles, da. Și la proiectantul ăla, chiar acolo, la școala aia, pe degeaba, să-l pui pe o plasă de sămânul. Pentru că ori dacă te uiți, și eu am întrebat și au răs de mine proiectantul, nu e adevărat. Betonul rutier se toarnă pe strat de balast, uitați-vă în carte, nu am niciodată cu ferul beton. Plasa de Buzău, eu o face numai că turnăm 5 cm acasă. Din rest, un beton rutier, turnat pe 20 cm și nu are garanții dacă ăla fisurează. Problema este că nu lasă să lucreze. Când dacă l-ar fi lăsat 2 săptămâni, spune nici nimeni pe el 3 săptămâni, nu ar fi fost probleme. Și așa nu se lucrează. De betonul ăsta care e turnat acolo, plasa de la Monteni, ce de acolo. Ca ce ești din lucra, să știți. De-aia n-are cu firma lor. Nu știu, eu mi se pare chituna bine. Eu vă spun sincer că nu sunt. Bă, mă duc să mai las. Și la bani a fost destul de convenabil. Adică, poate să facă calculul oricine și 90.000 de lei au costat platforma aceea betonată, fără șanțuri și așa. I-am prins în buget. Calculați un 3,5 cu 20 metri înălțime pe 30 metri liniar și să vedeți că betonul e în jur de 700 de milioane. Adică nu știu ce câștig mare au avut firma respectivă. Nu știu asta. Nu. Dar eu zic că... Nu, dar cu ei s-au avut și ei. Au fi un moment. Da, dar nu că vezi din sume. Eu l-am făcut lucrări de milioane de euro, ce înseamnă de mai... Nu mă zic că... Dacă punea plasă, nu e? O mai ținea așa? Nu, eu zic că... Pe momentul lucrează și o să vedeți. Nu, spun că e prematur să discutăm dacă e bine sau nu, până când nu treci peste el o iarnă, un an, doi, că atunci vedem dacă... Eu, de vedere, spun că drumul ăla va rezista, nu știu, multe mandate la ILG, nu pentru mici, pentru ceea ce vor mai fi, garantat nu se vor deteriora, la fel ca... Același lucru s-a fost în Ciortea, când a făcut drumul ăsta, nu în Ciortea, în Munteni. Când a betonat drumul ăla în beton, în Munteni. Doamne, le punea de pe lume, că e prea îngust, nu poate să treacă prin el, că nu cap două mașini, că e învălurit, că e nu știu cum. Poate că are 5 ani de când e turnat. Nu o să vedeți și la fel, nu-i cu bază de Buzău acolo. Tot la fel, tot ieri, 20 de ani. Am mai zis odată, cred că nu odată, 10 ori, 20 ori, din primul mandat, al doilea, al treilea, de care sunt dumneavoastră. Și îmi place cu bucata aia de asfalt acolo, la podul ăla, așa, acolo. Trebuia turnat acolo. Deci acolo trebuia turnat, am făcut de 2 ori sau de 3 ori calcule. Suma este foarte mare pe care mi-au cerut-o diferite firme care au făcut măsurătorile. Deci una dintre firme mi-a cerut 2.400.000 de lei. Eu nu-mi permit că nu i-am buget bani și nici dacă aș da peste cap să... Bine, calculul a fost făcut pe absolut tot tronsonul de drum. Acolo unde sunt de nivelări, unde toate poieții au lăsat. Toate poieții sunt lăsate în stații la acele cămuri care au apărut în carosabil. Pus acolo stații la... La Mocani. Acolo a fost o fătură. Plus 2 poduri, podul mic de la Grăjeanu și podul celălalt care duce spre, nu știu, spre Tănase, spre Menciu. Toată valoarea era de 240.000 de lei. Nu mi-am permis și nu pot să o fac acum. Cel puțin am anul ăsta ca posibilitate. Dar cu asfaltul... Păi de asfalt vorbesc. Dar de asfalt vorbesc. De asfalt vorbesc. De asta vorbesc. Poate reușesc și cred că o să reușesc punții care avem acum și i-am ridificat, măcar să plombez acolo unde s-au făcut găuri ca să nu mărească, ținând cont că vine iarna. Iar la anul, prioritar, de punctul meu de vedere, ar fi un strat de uzură, un strat de, nu știu, de tratament cumva, care să fie turnat pe toată lungimea. Dar asta dacă se face, se face detrimentul celorlalte sate, unde m-am terminat. Dar eu primul ăștia, pe băieții, să-i închidu. Da. Nu știu, o să vedem. Tot e să rezumă la bani. Credeți-mă că oricare dintre plăsa fi locul meu, va fi mândru să aibă locul, să aibă de lucru, să aibă bani. Ce crezi că ar sta după mâna ceva să nu pensesc? Dacă nu îți dă 84 de mii de lei să rectifici bugetul la în septembrie... Da, dar nu știu. Nu au primit. Ce-a trecut am venit? E tot banii am văzut și ți-am venit. Păi tocmai când am venit anul trecut și poate anul ăsta nu se face mereu de comunitate. Eu zic cu banii vor merge pe drumurile județene, că am văzut că s-au tot făcut lucrurile și pe drumurile județene. Un lucru bine venit, bine de vedere, n-avem multe bunețe, dar sunt toate comunii cu care
sunt mulțumite și le ajută. Adică, la oameni, ce se vrei? Dacă nu sunt într-un drum de țeaș o legat cu ruiești, nu știu ce glăvănești, foarte bine. Dacă nu s-a rezolvat drumul către Târgu Ogna, e ok. Că era, chiar îl folosesc și... și l-au peticit, l-au alegeat, nu l-au dat de bănuți. O să încercăm, nu știu, sper să avem poate mai mulți. Bacăunești? Bacăunești, care e destul de bun. Mai și zaci din multă asta. Da, mai să-i căpătași, că e subțire, că e îngust. Nu, e bun. Ce serios, din aș fi fost șova, nu vedeam noi Bacăunești. Mai și eu, și noi ne mulțumim, și noi ne mulțumim, că nu ești cum să spunem. Păi de asta trebuie tot și la afară. Unde azi? Oricum, m-a ascultat de cine ascultă. Da, eu ca să zic, mă ajutam la, să se modelizeze drumul ăsta de la... Dacă va face și barieta la Bacău, deja supărați cei de la centru, de la București. Sunt cam multe investiții focalizate pe Moldova. Vorbim la domeniu. Da, dar mai sunt discuții și normal. Dar tocmai asta îi deranjează în celălalt. Dar nici nu le deranjează în ei, nu vor. Boc, când a făcut, a fost de primul. Deci pe ceilalți chiar curtezi, poate-i zi pachet, da?